Așa am crezut inițial, că dacă stau aici la bar și beau cafeaua cu Dumnezeu și pun la cale ce o să se întâmple peste zi și poate să le întreb pe cine ticăloșim astăzi și el îmi răspunde. Foarte rar se întâmplă chestia asta. E foarte ocupat, se pare. Nu prea apare. Asta însemnează că am o relație specială cu el. Ca un fel de fir direct. Am avut de ales să mă mut în chirie pe Calea Victoriei, în buricul târgului sau undeva în Colentina, printre țigani și oameni simpli, și să stau de vorbă cu Dumnezeu dimineața la cafea. Pune-mi de cafea. Spre nevoile sufletului. E interesant să ai o biserică vis-a-vis de și un pescăruș care trece. Alu, vin aici, vin aici. Aldo, no! Aldo, vin aici. Hai, Aldo. Aici e în spatele blocului, în Colentina, unde noroiul îți ajunge până la creier. Nu ți se pare aberant că în spatele blocului, unde cea mai mare mizerie, cea mai mare jeg, drumul e cum e, noroiul de 2 metri, dar trebuie să pui borduri, mă, că nu. Tot n-avem ce face cu banii, nu? Acolo e mama. Acolo e acasă. Mă duc acasă. Spun totdeauna mă duc acasă, știu că mă duc la Târgu Mureș. Se câștigă mai bine decât în orice alt loc din țară. Și pentru că totul, inclusiv dragostea, trece prin stomac. Stanislavski zice să gândești lucrurile astea, să încerci să le simți, să nu poți să joci un criminal, pentru că n-ai fost niciodată criminal. Secolul 21 nu se mai practică ideea asta cu trupe stabile, fixe, salarii stabile, fixe, norme. De asta îi lipsește, eliberarea asta de dogme, de rigori, de... Nu are sistemul comunist. Nu știu, nu îi lipsește o libertate de a se exprima. Nu știu, eu nu cred că se poate exprima în sistemul ăsta teatral care e tributar secolului 20. Oare de ce am impresia că te-aș cunoaște de ani, de zile? Stanislavski e băiatul ăla care a adus teatru adevărat și de aici a plecat toată lumea. Și Michael Chekhov, și Lee Strasberg, Elia Kazan, când au făcut Director Studio, toți ăștia mari actori la care ne uităm și ne raportăm și vedem la Hollywood că fac filme cu... și au mult mai puțin decât tot felul de Rambo și de Stallone. E foarte depresiv să nu poți să mănânci cum vrei tu, când vrei tu, ce vrei tu, cât vrei tu. Dar o să mă obișnuiesc. E clar că trebuie să-mi schimb metabolismul, ritmul în care mănânc și să mănânc mai des, chiar dacă nu mi-e foame. Asta teoretic funcționează creierul meu și știu că e bine așa, da? Având o existență dezlânată și neriguroasă, e clar că am cam sărit calul. Cert este că, făcând raportul ăla înălțime, greutate, a ieșit că sunt obez. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it through. Without exemption, I planned. Ce, mă, dar de ce e vorba de bani? Noi nu avem bani să producem filmele, cu atât mai puțin să le să le aruncăm în ochii lumii. Muy bien.
Da, și în plus față de asta, decât actor bugetar în România, mai bine freelancer în industria asta pseudo-publicitară. Și pentru ce? Pentru un salariu, nu? Pentru că ești bugetar și pentru că așa scrie pe avizier. Mie de asta mi s-a acrit de sistemul ăsta. Adică fac proiecte în care mă regăsesc, în sensul că îmi place textul, îmi plac oamenii, sau sunt foarte disperat și mi-e dor de teatru, mi-e dor să joc un rol, mi-e dor să mă gândesc la un personaj și să încerc să-l lucrez. Nu fac teatru, nu pot să spun că fac teatru. Îmi lipsește teatru, dar nu fac teatru. M-am resemnat oarecum. Exact vorba aia românească, știi, n-ai cum să fii și cu aia în cur și cu sufletul în rai. Nu se poate. Ori. Păi am venit în 96 de la Cluj și în 98 am luat, în 96 eram deja actor, după 2 ani de București mi-am luat și carnetul și mașina. Asta e 5 ani de atunci. Și încă plătesc rate. Trafic e o tâmpenie, toată lumea știe că asta e cel mai isteric oraș din, dacă nu din Europa, din România, cu siguranță. 1 milion și ceva de mașini. Să pun o voce, să dau o voce, să-mi împrumut vocea. Păi, ce să facă un actor în România, pe lângă meseria lui, nu? Ceva ce are legătură cu profesia lui. Să pună voci, să facă dublaje la desene animate, să facă dublaje la telenovele, la seriale, să dea castinguri pentru filme românești, pentru documentare străine, pentru filme străine. Pardon, vorbeai de grupile din București, nu? Da. Asta e. Viața ne poate rezerva absolut tot felul de situații idiote și zici, nu, așa ceva nu e posibil. Dar uite că e posibil. De-aia viața bate filmul, nu? Sau invers. Dar sunt și de-aștia, mă, cu 50, dar mai prost. Adică iese de 75, de 50, de, sunt și de-aștia. Dar ăștia care sună bine, sunt mai scump. Cătălin are numai 10 ani și de-abia se poate deplasa. A, nu, e clar, e una tristă. Uite-te și tu ce facem noi aici. Sigur, ați auzit vorba codrui, frate, ne. Investiția se ridică la aproximativ 10 milioane de euro și va dura 3-4 ani. Și peste 3 milioane de metri cubi de apă freatică vor fi purificați în cadrul acestui proiect de ecologizare. La țară, inocenți. Spanul rezultat din asamblarea elicoidală a lanțurilor conține plumb. Au început să bată clopotele. Și am zis, asta o să fie relația mea cu Dumnezeu, nu o să pot dormi nici o sâmbătă dimineață, nici o duminică dimineață. După ce mi-am pus termopane, o cucerire a științei și tehnicii, lucrurile s-au schimbat, fundamental. Aici așa, în Colentina, liniște, pace, lume civilizată, glumesc. Na 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 na